Bogdan Dimitriu, la simpozionul de la Bacău. Adică v-am reprezentat cu cinste acolo și am înmânat doamnei titlul de cetățean de onoare, doamnei Irina Chiose. Este stră nepoata lui în America, arhitectă. A fost duminică. Duminică a fost la mine în casă. N-am putut să vadă. Oricum eu nu eram în zonă. A vrut să vadă casa și doamna a fost foarte amabilă și a plimbat-o. A plâns, o femeie sensibilă. I-am arătat sobă de când era stră a ei în casă aici la mine. N-am stricat-o, nu stricat-o nici foarte. Deosebit, Da. Păi eu zic să procedăm aici la alături de cine? Hai, ca să nu fiu singur. De părintele. Hai, părinte. Da, e născut în casa unui preot. Asta a fost casa părintelui Isăcescu, se numea. Și dascălul la școală, eu schimba numele din Isăcescu, Ion Ionescu. Zic, mai bine Ionescu. Da, domnule, hai, dăm o binecuvântare. Doamne, ajută să fie tot ceas bun. Să memoria. Așa. Dumnezeu să binecuvinteze aceste evenimente. Cu placeta, cartea și cu programul care era. Cei din Bacău au scos o medalie jubiliară, 200 de ani, 200 de ani de la naștere, o medalie specială, și o insignă. Aici este programul manifestărilor, peste 70 de comunicări, între care am fost și noi de la Roman, am reprezentat Romanul, și cartea domnului inginer Măzăreanu, aici de față. Da, eu nu știu, da, din martie, când a fost la sesiune, am fost la secvien, da. Și printre invitați a venit. Vă zic, domn profesor, bine ați venit. Profesor, vă mulțumim, mă bucur tare mult. Profesorul Sache. Deci Roman a fost prezent la simpozion cu note maxime și pentru titlul de cetățean de onoare post-mortem și pentru prezența noastră, stațiunea din Sepuieni, doamna Crotuș, Elena, cu toată echipa. Da. Așa cum am obișnuit în ultima perioadă, vrem să identificăm cât mai multe imobile în care au locuit personalități ale municipiului Roman și care au dus numele municipiului Roman în țară și peste hotare. Anul acesta a venit rândul marcării casei în care a locuit Ion Ionescu de la Brad. Am profitat și de faptul că tocmai ce s-au împlinit 200 de ani de la nașterea sa. Anul trecut, după cum bine știți, am pus câte o placă memorială atât la casa compozitorului Dumitru Botez, cât și la casa fondatorului cardiologiei moderne în România, Constantin C. Iliescu. Iată, așa cum vă spuneam, în acest an a venit rândul casei în care a locuit Ion Ionescu de la Brad, care, printre altele, în acest an a primit și titlul de cetățean de onoare al municipiului Roman. Ne dorim mai departe să cinstim memoria înaintașilor noștri, oameni care au făcut istorie pentru Roman, dar și pentru România, și pe care îi leagă foarte mult municipiul Roman. De aceea noi ne dorim foarte mult să aducem un semn de recunoștință în memoria lor și să-i promovăm cât mai mult. Ne-am bucurat foarte tare dacă am reușit ca toate aceste imobile, care sunt unele dintre ele și monumente istorice, să-și găsească o față nouă, să fie reabilitate. Unele dintre ele sunt în proprietate privată și vom încerca împreună cu aceștia să facem demersuri pentru reabilitarea acestora. Celelalte, de asemenea, care sunt în proprietate publică, de asemenea, vom încerca să identificăm soluții pentru reabilitare.
una din promisiunile pe care am făcut-o încă de anul trecut și anul viitor se va materializa, este cea legată de reabilitarea casei în care a locuit Constantin C. Iliescu, actuala grădință cu program normal, numărul 2, care anul viitor, așa cum vă spuneam, va intra în reabilitare și va avea o față nouă.